Inspectoratul Teritorial de Muncă a organizat în perioada 18-20 octombrie simpozionul dedicat Săptămânii Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă. Cu această ocazie au fost puse în dezbatere o serie de studii și cercetări ale inspectorilor de muncă, precum și exemple de bune practici în domeniul securității și sănătății în muncă. Scopul acestor prezentări a fost acela de a îmbunătăți condițiile de muncă și al reducerii riscului de accidentare și îmbolnăvire la locul de muncă. Datorită restricțiilor determinate de pandemia de COVID-19, simpozionul s-a desfășurat în sistem online, centrul regional ORT fiind repartizat inspectoratele teritoriale de muncă din județele Argeș, Telorman, Vâlcea, Dolj, Gorj, Mehedinți, Calea Severin și Timiș, iar la webinar s-au înscris peste 100 de participanți. În cadrul simpozionului au fost prezentate un număr de 17 lucrări editate de inspectorii de muncă de la inspectoratele teritoriale arondate. Afecțiunile musculoscheletice de origine profesională sunt considerate în momentul actual cea mai frecventă problemă de sănătate asociată muncii și una dintre cele mai frecvente cauze de invaliditate și concediu medical. Ele variază de la disconfort și dureri minore până la afecțiuni medicale mai grave care necesită concediu sau tratament medical. Acțiunile de prevenire ale angajatorilor trebuie să se axeze pe prevenția primară bazată pe valoarea riscurilor specifice și asigurarea de informații lucrătorilor cu scopul conștientizării asupra riscurilor la care se supun, dar și de aplicarea unui plan de prevenire și protecție adecvat bazat pe studiu și cercetări, chiar dacă punerea în practică înseamnă costuri. În cazurile cronice, afecțiunile musculoscheletice de origine profesională pot duce chiar la handicap și la renunțarea la activitatea profesională.